Motorul diesel este sortit uitării? Absolut nu. Cercetările efectuate de Bosch demontează toate lucrurile false spuse la televizor și media. Bosch a reușit să reducă drastic oxizii de azot din evacuare. Și în acest videoclip o să vă explic cum. Bătălia împotriva motorului inventat de Rudolf Diesel în 1892 a început cu Dieselgate, când Volkswagen a fost prins de american cu mâinile în aluat în emisiile mașinilor diesel. Acum însă Bosch pare să aibă în buzunar soluția pentru a evita poluarea motorului diesel. Jmecheria? Reducerea oxizilor de azot. Inamicul este azotul, da. Pentru că în ceea ce privește CO2-ul și particulele de metale grele, motorul diesel este aproape impecabil. Fiind strâns legat de consum, dioxidul de carbon emis de motorină este minim în comparație cu motoarele pe benzină de aceeași cilindrată. Datorită filtrelor speciale, emisiile de particule s-au redus semnificativ în ultimii ani. Prin urmare, oxizii de azot au rămas de eliminat. Acestea sunt emise mai ales când motorul este rece sau când este accelerat tare. Mai apare și la pornirile dese, mai ales atunci când mașina are start and stop. Așa că unii ingineri de la Bosch au început să lucreze la un grup de Volkswagen Golf GTD, la care s-au modificat turbocompresoarele, sistemul de injecție, filtrul de particule, eșapamentul cu catalizatorul, filtrul de particule și aditivul AdBlue. Toate cu tehnologii deja existente pe piață. După 4 ani de teste, tehnicienii au reușit să reducă drastic emisiile. Cum au făcut asta? Mai întâi au adus mai aproape de motor filtrul de particule pentru a ajunge mai repede la temperatura de funcționare perfectă. Apoi, au adoptat un turbo mai receptiv, în timp ce recircularea gazelor de eșapament a fost utilizată într-un mod mai diferit față de sistemul vechi. Acestea sunt detaliile care au putut fi date. Drept urmare, emisiile de oxizi de azot ale acestui Golf special au scăzut cu până la 40 mg pe kilometru, când din 2017 mașinile noi nu puteau emite mai mult de 168 miligrame pe kilometru, 120 de miligrame pe kilometru în 2020 și până astăzi 2022 probabil sunt și mai mici. Au reușit să ajungă, cum am spus, la 40 de miligrame pe kilometru fără a sacrifica performanța motorului și consumul. Deci, în concluzie, dieselul nu este mort, dar este o alternativă reală la mașinile verzi cu care am fost păcăliți la kilometri care îi pun pe foaie și, de fapt, autonomia reală este la jumătate față de ce spunei. Prin urmare, dieselul nu este în niciun caz pe cale de dispariție. Într-adevăr, va continua să spună cuvântul până când mașinile electrice vor cuceri piața de masă. Dar cu aceste baterii litiu de azi, mașinile electrice nu vor putea face performanță. Va trebui să găsească altceva, altă sursă de energie care să poată depăși această barieră de autonomie care este prea mică. În ciuda politicienilor și a tuturor care nu văd realitatea prin ochii lor, motorul diesel rămâne unul dintre cele mai eficiente motoare construite vreodată și cu strategia descoperită de Bosch va putea oferi o alternativă concretă la hibride, mai ales pentru cei care parcurg foarte mulți kilometri pentru serviciu, mulți dintre ei pe autostradă, teren unde mașinile verzi, fie că sunt hibride sau electrice, mai au multe de învățat. Apropo, videoclipul acesta vorbește despre oamenii bogați, cu cât ești mai bogat, cu atât poluezi mai mult. Vă invit să-l vizionați!